Colegi, următorul candidat nu de aură la funcția vacantă din cadrul CCA este Dinu Ciocan. Dat la anul 1981. Cum apreciați activitatea CCA? Care sunt plusurile? Cred că sunt și plusuri și unde sunt momente negative care, din punctul meu de vedere, ar trebui îmbunătățit lucrurile. Evident, o serie de carențe în activitatea Consiliului Curator a fost scoasă în evidență și atunci când a fost audiat și raportul de activitate a Consiliului Curator, cred că în comisie, în profil, cât și în Parlament. Dintre cele mai, să spunem așa, mai mari care au fost scoase în evidență, unde am trebuit, după mine, ca Consiliul să fie puțin mai insistent, sau mai mult insistent, era evident, este monitorizarea, este transparența. Bună ziua! Ori luați jocul, stați în picioare, cum doriți. Deci, domnul Alexandru Iancă este recomandat de către Uniunea Teatrală din Moldova sub semnătura președintelui Alexandru Grosu. Greco. Mă scuzați, Alexandru Greco. Alexandru Grosu a fost primul candidat. Să-mi spuneți, vă rog, care sunt tangențele dumneavoastră, pentru că tot codul prevede, trebuie să aveți experiență de cel puțin 5 ani în domeniul audiovizual, adică să cunoașteți domeniul radioului sau televizorul. Bine, ceva director, legătură directă cu radioul sau televiziunea nu am. Nu am activat în calitate de angajat a unei instituții. Totuși am avut tangențe în sensul că în calitate de actor am lucrat și la televiziune și la radio. Dar de asemenea, activând în cadrul Apasare SUA, lucrez în secția relații cu publicul și involuntar am de-a face cu presa. Ambasada SUA are un program de granturi mici în cadrul căruia oferă fonduri atât la posturi TV cât și la posturi radio. Iarăși vă spun, tangențial am o legătură, nu direct. Da. De aceea mi s-a părut că, de fapt, nu acest lucru este cel mai important pentru a deveni membru CCA, ci mai important este integritatea persoanei respective, exact. Mai degrabă cunoștințe generale decât foarte aprofundate, cunoașterea codului, bănuiesc eu, cunoașterea unei limbi străine pentru a putea participa la niște discuții și la niște mese rotunde. Poate pe viitor o să avem un staff de 5 persoane și restul vor fi remunerați. Atunci mă retrag, îmi pare rău, nu pot să las activitatea mai în cadrul ambasadei, fiindcă asta mă hrănește, sincer vorbind. Și deci cam asta e din urmă, o să vă rețin. Domnul Leancă, vă mulțumim. Mersi și eu. Totuși, televiziunea nu este numai o formă de informare în masă, dar este și o artă. Iată, eu totdeauna gândeam la această idee și ar fi trebuit să avem în această instituție mai multe programe de artă, mai multe programe de cultură, divertisment, dezbateri, show-uri. Eu mi-amintesc altă dată timpurile, mă rog, au fost cu adevărat timpurile pe care le cunoaștem toți, dar în această instituție existau 6 colective artistice, printre care și studioul Telefilm Chișinău, Teatrul de Televiziune și alte colective, care de fapt produceau artă și cultură. Oamenii noștri, poeții, regizorii, compozitorii, veneau la televiziune ca într-o instituție de artă a națiunii. Iată ce, într-un fel, asta ar zice... s-a întâmplat în perioada... Și în perioada sovietică, are dreptate domnul Stepaniuc, și în perioada sovietică s-a întâmplat. Dar în acea perioadă sovietică noi am avut un director de companie, un președinte de companie care se numea Ștefan Lozan, care a avut grijă de acest colectiv. A construit case, a organizat redacții de specialitate, iar după 90 încoace, unii mai puțin, alții mai mult,
au început să schimbe forma de existență acestei televiziuni, orientându-se la structură, la angajați, la, mă rog, jurnaliștii care au apartenență politică, dar nu s-au gândit la esența acestei instituții. Eu sunt adeptul unei instituții care să reprezinte interesele poporului sub toate aspectele. Domnule Corpan, spuneți-ne, vă rog, în opinia dumneavoastră, de ce, iată, au trecut mai bine de jumătate de an? Și când e o nouă conducere, un nou management, dar, bun, la știri sunt unele strângări pozitive. Dar de ce nu sunt emisiuni interesante? Despre cultură. Iată dumneavoastră, de ce nu faceți o emisiune, să zicem, din domeniul culturii? Să zicem despre filmul moldovenesc care a dispărut. Despre telefilmul care a dispărut. Eu fac o emisiune care se numește, de acum 3 ani de zile în șir, care se numește... Mă gândesc că poate nu aveți condiții. Nu. Portrete în timp. Dar n-am început odată cu venirea acestei conduceri noi, am început totul mult mai înainte. Portrete în timp. Despre oamenii de artă și cultură din spațiul nostru Basarabean. Baștina se ocupă mai mult de tehnologie, de tehnologia agriculturii. Dom'le, există Ministerul de Ramură, care se numește Ministerul Agriculturii din Republica Moldova, să se ocupe el de această ramură. Dar nu, dar nu, dar nu, dar nu televiziune. Și vreau să vă spun, doamna Fusu, că ea, într-adevăr, era o portavoce a Ministerului și foarte mulți demnitari veneau să-și promoveze imaginea. Imediat se răsuflă și mâinicile și să încep a munci. Dar eu am să spun, nu cu pretenții serioase față de candidații care au venit, care au trecut concursul la compania Teleradio Moldova. Dar vreau să vă spun un adevăr. Eu care muncesc 3 decenii și 3 ani în această instituție, în calitate de director artistic, director al Teatrului de Televiziune, șef direcției literatură, teatru, arte, având experiența în acest domeniu, trebuia să încep munca asta imediat a doua zi, dacă treceam concursul. De ce vin oameni din afară care studiază problema 3, 6, 7 luni și pe urmă abia după 7 luni încep să se dezmiticească că lucrurile trebuie refăcute, revăzute și așa mai departe. Eu vreau să vă spun, pe onoarea mea, având această experiență, având colegii mei în televiziune și radiodifuziune, acolo se poate de făcut imediat, a doua zi, reforme, dacă vreți. Eu vă dau garanție. Eu vă mulțumesc. Cine am și mai are întrebări? Întrebări nu sunt. Nu sunt întrebări. Eu vă mulțumesc pentru participare.